anuncurile lui Klaus Iohannis de la reuniunea Consiliului European, ce subiect cheie a evitat video? Presubliniere dintele Klaus Iohannis a făcut primele declarații de la reuniunea Consiliului European. Eful statului nu a vrut să vorbească nimic despre scandalurile interne. A făcut referire doar la ceea ce se va întâmpla la Consiliul European. Se discută de politică europeană acum, sublinierea se petrece în viitoare pe politica internă. Avem discuții pe relația Uniunii cu Turcia pentru luna viitoare. Mâine discuții pe Brexit. Pentru noi arată foarte bine discuțiile pe Brexit, a spus Iohannis.